foarte mult că am primit cu echipa PNL, dar și cu echipa Consiliului Județean Vrancea, să nu dezamăgim, să reușim să ducem mai departe proiectele începute, să asigurăm finanțări europene și să dezvoltăm acest județ. Fiecare vrâncean are pe buletin scris județul Vrancea. Vrancea este casa noastră, Vrancea este cea care merită dezvoltată, fie că vorbim de Soveja, fie că vorbim de Bizantin-Regezi, fie că vorbim de mausolee, fie că vorbim de tot ceea ce înseamnă izvoare, izvoare și umane, dar și istorice, pentru că Vrancea are, din fericire, și un tezaur uman deosebit. La Negrilești, dacă mergem, la Nereju, lucrurile acestea trebuie promovate și permiteți-mi să vă spun că primul demers va fi în ceea ce privește spitalul județean. Veți vedea că vom face toate demersurile și aici mă bazez pe majoritatea confortabilă, pot spune, din Consiliul Județean pe care vom avea, pentru că refuz să cred că va fi un Consiliul Județean împotriva unui astfel de demers. Dacă din partea dumneavoastră sunt întrebări, faceți vă stau la dispoziție. Dacă vreți să luați loc, luați loc. Locurile sunt ale tuturor. Faceți schimbări în birou? Aveți planificat anumite schimbări? Aș fi cea mai mare prostie să încep cu birou. Județul Vrancea are nevoie de inițiative și, cum vă spuneam, gândul meu este să nu petrec timpul în acest birou, ci să îmi petrec pe teren. Sunt destule șantiere care au nevoie de schimbări și de corectări. Aici mă refer la investițiile prin CUP, prin tot ceea ce înseamnă instituții publice subordonate, Consiliul Județean, și sunt convins că avem de muncă. Avem drumul județene pe care trebuie să-l aducem la un stadiu civilizat, avem lucrări de apă și canal care trebuie terminate și aici vreau să felicit totuși aparatul Consiliului Județean pentru demersul pe care l-a inițiat privind digitalizare. Analiză, pentru că în primul rând trebuie să cunoaștem toți factorii, toți actorii din această frumoasă piesă numită Consiliul Județean Vrancea și trebuie să găsim regizorii, scenariștii cei mai buni. Cu siguranță ei există, dar trebuie să aibă o fișă a postului corect întocmită și aici mă bazez și pe experiența doamnei secretar general al UAT-ului Vrancea, care cu siguranță va da tot concursul pentru ca toate lucrurile să fie în legalitate. Brâșan este un actor politic important. Nu vreau să vorbesc de dumnealui pentru că este într-o clipă a vieții nu tocmai fericită. Să dea Dumnezeu sănătate și sigur știe ce are de făcut. Pe noi ne interesează ca județul Vrancea să fie, repet, în tot ceea ce înseamnă inițiative și proiecte cu finanțări europene și să aducem înapoi vrâncenii și încrederea vrâncenilor că în Vrancea nu sunt numai sate abandonate, cum vă spuneam, nu sunt numai drumuri județene neasfaltate sau, atenție, că sunt și drumuri naționale care nu prea stau bine, dar, repet, cu ajutorul administrației actualului guvern liberal, cu siguranță vom face toate demersurile pentru a aduce la starea măcar inițială a unor persoane. Prima ședință a Consiliului care s-a constituit astăzi, când va avea loc? Ei, vorbim de lucruri diferite. Asta a fost ședința de ceremonie, de dezinere. Urmează, în funcție de etapele premergătoare unei ședințe extraordinare, dacă avem toate piesele privind această convocare, o vom face și cu siguranță o vom face. Și, bineînțeles, prima ședință ordinară, așa, din ce am auzit eu din spusele cuiva sau ai, hai să nu glumim, va fi luni. Ne rugăm la Doamne să nu mingă, ci să ne rugăm să avem străzi bine dezepezite și operatori economici serioși.